Hagi face revoluție în fotbalul românesc. Cu banii de la multinaționale, Hagi e convins că România va avea din nou o generație de aur. Hagi vrea ca naționala lui Iannis să fie mai tare decât generația de aur. Nu ne-ați depășit. Depășiți-ne, tată. Când o să ne depășească, ne scoate noi șapca și zicem bravo vouă. Pericul cel mai mare este ca adversarii să-și piardă respectul față de noi. O prima rezultatul, orice alt detaliu din ăsta gen estetică și ala reprezintă un lux. Hagi e convins că va scoate și alții jucători de națională din academie. M-ați văzut de câte ori țip. Dați în față, în față, pasează în față, du-te în față, fă în față. Cazul cum fac pe margine, ca titirezul sunt. Când n-am ce să fac, trebuie să le dau, să-i împing, să vină la ritmul meu. De a te mișca, de a gândi, de a juca. Fără bani, tot sportul e în faliment, spune Hagi. Multinaționale să vină să susțină. Produc bani cu nemiluita în România. Miliarde. Unde sunt echipele alea mari? Bugete mari. 15, 20 de milioane. 30 de milioane. Cu ce să faci, cum să jucăm fotbal? De-aia s-a ajuns Dinamo unde a ajuns, de-aia am ajuns cum am ajuns, pentru că de-aia... Echipele din România s-au prăbușit și în clasamentul coeficienților din Europa. Plângeți toți la televizor! Plângeți! Și numai negativ, toți! Plângem toți! Că n-avem, că nu putem, că nu e, că nu e, că nu e. Păi cu nu, cu nu, cu tu poți să construiești ceva, te duci în groapă. Și deja suntem în groapă.